suntem la... Avem astăzi o ședință foto, dar până atunci vină cu mine că vreau să spre... Ce faci, mă, Alina? Vino cu ce că prindem pe partea asta. Te rog frumos să spui dacă te coafezi pentru Nic. Spune-ne, spune-mi mie și te respectați. Nu, nu, nu. Nu? De ce? Hai că stau și eu cu mâna atunci. Niciodată. De ce? Așa. Bine, uite pe aici, tu ce faci? Bine, și eu mă pregătesc. Mai am altă prietenă de-a mea, vino cu ace. Nu încoace, că aici sunt numai prietene. Vrei cafea? Bună dimineața! Roxana, prințesa Ardealului! Asta e la Caterinca, așa, da? Da, la foarte Caterinca e. Ce faci, iubita mea? Da, mi-aș dori o cafea. Mi-aș dori o cafea. Dacă există, da. Și domnul Ștefan Drăghici, care hai, este... Hai, am întrebat dacă cafea mi-a făcut? Da, am luat-o pe Alina, am întrebat-o dacă se coafează pentru Nic, dar n-a vrut să-mi dea niciun răspuns. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Cu ocazia prilejului facem niște poze și o să mă coafez. O să mă macheze Cami. Astăzi vreau să fiu întinsă la păr și să am un machiaj de ăla de arăboaic. O să vedeți voi ce frumos o să mă facă Camelia Inciu. Dar până atunci bem o cafeluță și eu o să fumez o țigare, pentru că pe cameră nu mă lăsați, pentru că trebuie să blurați mereu și mă certați. Așa că eu o să iau o pauză să vă fac o țigare. Tu între timp vezi pe aici dacă apare Nic, dacă n-apare Nic. Trebuie să fiți un scop pentru care se coapează ea la ora asta atât de matinală. La cât sunt agitată și niciodată n-am timp de nimic, măcar să apuc să îmi fac și eu. Bună! Bună! Iubii, eu am o ședință foto, dar Ștefan are o clientă acum și până atunci mă gândeam să-mi ieși mie o mustață, să mai pleci pe mine repede, că am un păr pe mine de semăn cu un babuin. Am un păr pe mine și pe mine și în cap și peste tot am... Spasă, că-și mă voce neasă, că așa cum mă spasă, te să mă face lață, dar sunt aleasă, doar sunt fată de casă, am învățat de mult să nu fiu doar una frumoasă. Stai și-mi dau la valiară. Nu trebuie să vorbesc cât o dau jos. Dar de fapt nu dau jos. Stai așa cum dau abida și... Dau pantalonii. Să nu-mi cadă la valiera cu care ești. Se vede că fac sport. Sunt și eu mai bombată. Ușor, amator de amor, băiatul ăsta îmi place de mor. Epilează-mă, fă ceva cu părul meu după mine, bagă ceară în mine. Asta așa e? Se face mustața, da? Ca să-și da. Părușeata și... Îmi faci mustața prima dată? Da. Hai, vă. Fă mustața. Vezi că am un pic de fond de ten. Am văzut, să șterg un pic. Am mustață. Amator de amor. Uite prin ce trebuie să treacă o femeie. Îmi țin la valieră aici. La loc aștept facem reclamă. Ține așa cu mâinile. Să nu facem reclamă la la valieră. Hai pe ea. Haide, fă-mă Conchita. Fă-mă, că vreau să fiu frumoasă, vreau, vara asta vreau să mă îndrăgostesc rău de tot, să n-am mustață, să fiu coafată, să fiu... Merg la sală. Da? Da. Fac sport. Și? Ce faci acolo? Tragi de fiare? Da, trag de fiare, seara mănânc șaormă. Asta fac. M-am dus ieri la șaormă. Băieții vă cunosc, îmi lasă mesaje pe Facebook, sunt prietenii mei, da. Domne, deci cum mănânc șaorma la ora asta? Că din gurez. Nu comenta. Eu mănânc șaorma că mi-e foame rău. Și mi-am pus în ea așa.
Stai să mă pregătesc, plătești. Hai. A. Nu arătați asta. Mi-ai zburat buza? Nu. Ca să știu. A. Nu. Nu știu dacă mi-ai zburat buza. Mi-ai zburat buza, de sus? Nu te-ai zburat. Zi. Mi-am pus așa pui, salată de varză și m-am porcit cu un pic de maioneză și cartofii am luat separat, am mâncat așa trei, că dacă îmi puneam cartofii în ea, o oră de. Asta pățește o femeie. În partea asta mai pui? Da. Hai.